Astăzi, la Spitalul Municipal Megidi a avut loc conferința de presă ce a avut ca subiect demararea lucrărilor de reabilitare a blocului materno-fetal aflat în incinta Spitalului Municipal Megidia. Investiția în valoare de 500.000 de dolari este realizată cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. Investiția suportată în totalitate de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București cuprinde lucrări de reabilitare a unei săli de operații, două săli de naștere aseptice, o sală de naștere septică, camere resuscitare nou-născuți, salon preoperator, salon postoperator, grupuri sanitare, cabinet pentru personalul medical, vestiare și dușuri pentru personal și dependințe funcționale. Vom încerca să avem trei săli de naștere, cât mai firești, cu pat, cu tot ce-i trebuie unei mămici, cu duș, cu tot ce-i trebuie unei gravide să se simtă în siguranță, să se simtă cât mai aproape de mediul ei natural. E o zi importantă, este Ziua Internațională a Femeilor, le urăm la mulți ani. O parte din importanța vieții lor începe în sălile de naștere, pentru că după aceea viața lor are mari șanse să devină minunată. Încercăm să le acordăm condițiile cele mai bune la standarde europene și avem cu adevărat speranța și încrederea că se va întâmpla lucrul acesta. Vă așteptăm la inaugurarea acestui departament, dar pe la întregii secții. Sunt convins că am contribuit în toți acești ani la asigurarea unui număr cât mai mare de nașteri de calitate. Operăm în condiții bune și întotdeauna s-a știut lucrul acesta despre maternitatea, sau mai bine spus, să nu uităm că e vorba de secția de obstetrică ginecologie. Însă condițiile vor fi mult mai bune de acum acolo. Practic, această aripă, pe care o denumim bloc materno-fetal, izolează momentul nașterii. Pre- și post-partum, că nașterea e naturală sau prin cezariană, asta e mai puțin important în cadrul discuției. Ideea este că vom avea un control mai bun, calitatea mai bună, circuit, așa cum trebuie să fie. S-a precizat sus pe secție că acolo va exista și o cameră de resuscitare pentru nou născut, traseele vor fi scurte, tot personalul implicat va fi la timpul potrivit, la locul potrivit. Adică vorbim de siguranța pacienților. Absolut, și de confort. Da. Standardele vor fi de interdependent, o să vedeți la final. Lucrările de reabilitare și modernizare a blocului materno-fetal aflat în incinta Spitalului Municipal Megidia se realizează în baza unui grant de 500.000 de dolari acordat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Nu este meritul meu, dumnealor ne-au ales pe noi, nu eu, în condiția dumnealor. Dumnealor au ales să investească în Spitalul Municipal Megidia. Noi doar suntem beneficiari. Singurul lucru la această investiție este că ne-am ocupat de partea documentațiilor, avize necesare, așa că încă la sfârșitul lucrărilor să obțină toate avizele necesare pentru funcționare. Însă am asigurat conducerea spitalului că toate celelalte lucruri care nu intră în acest proiect pentru dotare va fi asigurată de Primăria Megidia până la asigurarea dotării de un alt plas, așa cum vrem să ajungă Spitalul Municipal Megidia reprezintă cea mai importantă unitate sanitară situată în inima Dobrogei, care deservește anual peste un sfert din locuitorii județului Constanța, peste 200.000 de pacienți atât din municipiul Megidia, cât și din comunele din întreaga zonă.